După mine, vacanța de 1 mai începe programul Litoralul pentru Toți. Agenții de turism au pregătit și în acest an reduceri substanțiale pentru cei care își vor petrece concediul la Marea Neagră. Campania a dat startul peste 2 săptămâni. Programul Litoralul pentru Toți vine cu oferte pentru turiști și în acest an. Românii pot alege să-și petreacă vacanța în țară, economisind bani. Programul este la prețuri foarte, foarte bune și avantajoase pentru toți. Perioada pentru care se comercializează bilete este cuprinsă între 3 mai, 14 iunie și 1 septembrie, 15 octombrie 2016. În aceste intervaluri, stațiunile și plajele sunt mai libere. Tot mai mulți români preferă vacanțele în țară. Tocmai de aceea, agenții de turism sunt convinși că pachetele din programul Litoralul pentru Toți se vor vinde mai bine în acest an. Eu cred că o să vindem. Cât timp prețurile sunt bune și statul vine în ajutor, o să se vindă. Pentru că sunt mulți oameni care agrează acum să meargă și la Marea Neagră datorită zvonurilor și ce se întâmplă. Agenții de turism au început deja să vândă aceste pachete. Cei care aleg o vacanță în programul Litoralul pentru Toți beneficiază de reduceri substanțiale la hotelurile de 2, 3 și 4 stele din stațiunile românești. Prețul unui pachet turistic începe de la 199 de lei de persoană.